50, 100. Păcăți degeaba. Când ajunge brânza de capră în farfurie, zice omul: o, dar ce scumpă îi! Dar cine vine să-l stropească cu toate soluțiile astea? Pe obraz și în ochi. Nu vine nimeni, că de-aia să lasă lumea de animale, nu, da? Care e boluntă, bolun! Astăzi e sâmbătă. Suntem cu haine de lucru pentru că avem o treabă foarte importantă de făcut. Astăzi îmbăiem caprele. Și importantă pentru că e prima dată în viața noastră când le îmbăiem. O să vedeți de-a lungul acestui video de ce trebuie să le îmbăiem, cum procedăm pentru îmbăiere și care sunt concluziile. Pentru că pe internet am văzut mulți care le mor animalele, le mor vacile, le mor turme de oi, le mor capre și... Din păcate am ajuns și noi la punctul în care chiar trebuie să facem îmbăierea la capre. Hai să vedem câte scapă și câte nu. Hai, ciobănaș. Hai, tata, că trebuie o cărămoasă. Hai, o mai duce pe tot. Nu? Nu, hai, Sofia, ce vă spun. Zic tot ține de pălărie să nu-ți ia zborul. Tare bine că ai botă la tine. Că trebuie date caprele la loc în adăpost toate. Hai, tare! Ha! Haide! De! Ia cu pușe pe ele să nu le lasă să plece. Haide! Măriuca, lasă caprele să vii acasă. Ce faci? De ce nu le lași? Ce-ai băgat tu? Dar ce să vine să înțelege cu caprele? Nu mă gândesc că le-ar zice, nu merezi de aici. Ce vai tu? Oi, 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 ce bine te simți. Îți place, mă, așa-i? Băgat și eu năbor. Haide, Fii ce mă stropește. Măriucă! Din adins n-am lăsat caprele la păscut aici prea mult, pentru că pe dealul ăsta este apă, vine apă din deal și se fac băltoace. Și amu când o veni vara, căldura mare, să se poată dumnea ei și să aibă unde paște și să se poată și îmbăia. No. Cât am o stropit cu bol. Du-te! Așa, haide, de! Du-te acolo jos și strângele. Vine și ea apoi de acolo. Nu, hai, dă-te jos de aici, să iau sacul ăsta. Hai, brusturile. Brustur, capitan, hai. Te lasă deschis că vine el. Hai.
Da, dar nu vreau să marg în coace, să roade mărul de ăla. Haide, haide. Ce-i de acolo, duia? Hai dați copii să vă dau câte o eduță. Ok. Mi-a dat pe... Mi-a dat pe mana. Mi-a... David, mana e deja cu capre. Haide. Eu vreau pe aia roșie de tot. Oi, de mine. Ia ce am făcut la asta, că îmi dă să rep acoperiș. Și a i-a legat un picior din față cu unul din spate. Da, eu zic că el mai să nu mai poată sări. Nu, că e de strâns tare. Bine, Victor. E destrâns, numai cât să nu poate ea face saltul, știi? Victor! No. Mi taci. Se duc la mătă, mai sus un pic de lapte. O bagă-te înăuntru, Sofia, și tu, Victor, bagă-te după aia roșie. Ce prind eu? Uite după aia și o să vii aici înăuntru. Hai cu ea, dă-o aici încoace, Victor. Bagă dincolo, Sofia. Am un or mai știa astea, numai aici am stat coș. Hai, Victor, că a intrat. Dar eu am dat. Bravo, prinde-o. Ne tot spun unii și alții la unele videoclipuri, vai, dar pe asta o fotare scurt, nu? Ne străduim de amul să facem videouri tot mai lungi, să vă arătăm toate aspectele aia ce fac cu duia, că ia și eu la capre. N-ai prins-o? Da, să poți, eu te încurajez, să poți. Uite, mă, ce fuge de tine. Nu lovești. Băi! Victor, hai, lasă-mă pe mine, hai! Uite, Sofia, ajută-l, că faci tot ăsta nu poate. Sofia, în jură! Ia, ia, ia! Ați reușit? Nu, acum prinde-o, să nu sară afară! Bravo, ați făcut treabă bună în echipă. Hai, da, stai. Uai, e capul meu ce fuge măriuca pe acolo. S-o fugări de numai. O fugit un pic de obosit. Cred că și de bucuroasă că are chine. E bucuroasă că am venit noi la ea. Dar nu-i bine așa să fugi tu, că ești gestantă, iubită. Bine. Mana și-o dat zăbala jos. Și văd că nu suge deocamdată. Victor, du-te, pune firul, cum s-a arătat Sofia. Lasă du-te că mă duc eu imediat. Nu. Du-te, pune firul, cum trebuie pus. Du-te, pune firul. Hai, Măriuca. Du-te că poți. Du-te și te sâlește că o să poți. Hai. Mergi să o bagi la tante Valerica? Duc acolo, tante Valerica, că apoi ne apucăm de treabă. Victor, nu vreau să zic, e 5 ori un lucru. Dar nu pot. Ba, du-te și încearcă, că n-ai pus mâna deloc. Ne-am dat seama de o problemă. Caprele astea nu vor veni ele să se alinieze și să se bage în cadă. Trebuie să le prindem noi pe rând și să le băgăm în apă. Și atunci deja am dus noi bidoanele și tractorașul acolo lângă fântână, că va trebui să umplem bidonul cu apă de acolo, să-l aducem aici mai aproape de adăpost. Vom băga toate caprele în adăpost și le scoatem pe rând și le băgăm în apă. Altă soluție nu văd, pentru că astea vor fugi pe toate dealurile acum. Hai să mergem să băgăm apa, să amestecăm soluția. Cam de un metru și ceva, ar trebui să-l vezi. Nu este. Și ce să fac dacă mă duc eu și-l văd? Nu este. Trebuie să ai răbdare. Hai, că vei vedea. Imediat vei vedea. Unde e plină? Dai, du. Cât e asta, Sofia? 8, mai avem 4. Numără să nu ne curcăm. Putem să mai punem 4. Da. Deci folosim
120 de litri de apă. Pentru 120 de litri de apă vom folosi 200 de mililitri de soluție. Avem aici vasul gradat. Uite, aici 50 de mililitri. Trebuie să punem până la 50 de mililitri de 4 ori. Zi, Sofia, 9, așa e? Da. 9 urmează. Nu, ăsta e al 9-lea. Urmează ăsta e 10. Ăsta e 10. Ce bun e cad asta. Se urcă destul de mult și pentru un animal e perfectă. Cred că pentru un animal a fost făcută. Posibil. Pentru un băiat oi. Da, o fi avut omul mai puțin oi acasă. Cada asta am primit-o de la cineva, de la o rudă din vecini. Dar știi că nu filmează camera. Hai, filmează că e pornită. Mă, nu știi tu. Pălărie? Da, bine cu pălărie. Zece. Bun, Sofia. Și pe când intră animalul... Când intră animalul, mai urcă nivelul apei. Oricum, să vedem cum o face, că trebuie să ținem din picioare caprele. Da, eu din față, tu din spate. Băgăm picioarele sub ele. Mă gândesc să le leg sau cum să fac? Nu le leg, numai cât le țin. Cu spatele le bagi, nu? Cu picioarele în sus. Nu. N-ai cum altfel. Hai că văd eu cum am cum altfel. Cât era asta, 10? Da, aia au fost 10, asta e 11. Scuze-mă. După ce am măsurat omul, cât e găleți mai punem? Punem 3 înapoi. Ce face cu ea? Se spală. Lasă că-l spăl eu aici imediat. Băgăm 3 găleți. No, nu ne-am socotit bine Sofia. Victor, ce facem? De ce n-ai ținut de apă, Victor? Trebuie să sufli pe ea, mă. Trebuia să ridici de ea. Măi, un pic nu vă implicați, mă, copii. Numai părinții să le facă tăche. Oprește-te că țâpi apa afară. Dă-te jos de pe roată. Te duci acolo și ridici de cric la manivelă până când stă apa drept în cadă. Da? Pentru că apa stă acum înclinată și tu trebuie să ridici remorca ca să stea apa drept. Mai am de adus două găleți, ce ai? Trebuie să apese tare, hai! Totuși am 30 kg. Victor, n-are rost că-i strica! Se așteaptă să se zici tare. Stop! Mai bagă, Victor. Mai bagă. Atât. Bine. Încă una? Da, încă una. Încă una. Încă una.
Ajunge. Încă una. Încă una. Bine. Încă una. Nu mai. Atât ai tot. În 2024 au început să apară pe Facebook, pe grupurile de crescători de animale, oameni care se plângeau că le-au murit efective întregi de vaci sau turme de oi sau un număr mare de capre. Și după o vreme ne-am dat și noi seama că era vorba de diazinol, produsul pe care ei îl foloseau. Și am întrebat veterinarul. Am zis, ce se întâmplă? De ce mor animalele? În video ăsta o să aflați de ce le-au murit la alți animale și o să aflați dacă ne mor nouă. Noi sperăm să nu moră. Acum vom începe în curând procedura. Veterinarii cu care ne-a sfătuit noi au zis așa. Într-adevăr, diazinolul nu prea făcea așa treabă bună în anii trecuți, în 2022 și 2023. Și oamenii de la țară s-au fost obișnuită, ca de obicei, cum i-au spus și mie unii pe internet, dacă le dai Evomec, dă-le acolo mai mult, că nu au nimic, să aibă efect. No, și asta învățau oamenii și cum băiatul. Și băgau diazinol după ureche, nu după ce zicea prospectul. Numai că, amun 2024, producătorii diazinolului au schimbat compoziția chimică și l-au făcut cu efect. Așadar, trebuie respectat cu strictețe prospectul. Și dacă n-ați folosit diazinol și urmează să folosiți, respectați prospectul ca la orice tratament pe care îl faceți animalelor. Pentru că, repet, în 2024 s-a schimbat compoziția chimică a diazinolului și de data asta are efect. Dar are efectul dorit în procentul scris pe prospect. Oamenii au continuat să deie tăt așa după ureche și pune acolo să fie de folos, că anul trecut nu a făcut treabă și bătăranul ăsta să facă. Du-te, Sofia, că ea pleacă caprele. Du-te și bagă-le în adăpost și închide-le. Ane, a, 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 a! Tăi, Ane, a, 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 a! Încă mai merg și altele după ea. Hai, Victor, cheamă-le în adăpost! Cheamă-le în adăpost! Du-te la adăpost și cheamă-le! Haide-le! Tu l-ai, Doamne, câte sigilii acolo! L-ai agitat un pic? Așa. L-am agitat. O să zică unii că probabil ar trebui... Seringă? Nu seringă. Să purtăm mănuși și ochelari și tete. Dar nu-i chiar așa. Într-adevăr, cu soluția asta, cu soluția asta nediluată, suntem mai atenți un pic. Dar odată ce e diluată, dacă se spală caprele în ea, nu-i problemă că ne atingem și noi un pic de ea. Că imediat după ce terminăm, pujim și ne spălăm. Facem dușuri astăzi. Cât e vrem noi? Eu fac 10. Da, așa să nu scap și să-mi cadă unde nu trebuie, ea că am călcat într-o urzică. Natura mă atacă. Avem așa. Câte de astea trebuie să punem, Victor? Cât are? Stop! 50 de mililitri. Hai să vedem matematica, Sofia. Aici am pus 120 de litri de apă. Și pentru îmbăiere se prepară o soluție din 20 de mililitri de produs la 12 litri de apă. 200 de mililitri. Noi avem 120 de litri aici, da? 200 de mililitri de soluție? Da. Bun. 50. Cincizeci, 100. Mamă, ce interesant! O sută. Arată ca și ouă prăjit. Deci a primat, nu?
poate să arate ca plăcinta, că nu umblăm la ea, da? Deci nu are voie să intre în gură sau ce? Nu are voie să intre la capră? Unde nu-i voie să intre? Haide-mi bota. Pentru sănătatea animalelor, scrie pe prospect că trebuie să evităm, trebuie să protejăm un pic animalele de a le intra această soluție în gură sau în ochi. Dați-vă mai la o parte, copii, nu stați așa aproape să vă stropească, tati. Dar sigur că cine vrea să folosească acest produs va trebui să citească întreg prospectul și să-și ia toate măsurile de precauție. Scopul pentru care facem noi acest video este în primul rând de documentare pentru noi, stil de viață și toate lucrările pe care le facem la țară, dar și să vedem ce rezultate avem și sperăm să nu avem probleme. Am amestecat foarte bine apa. Și suntem gata de lucru. Să mă duc să-mi aduc o găleată de apă aici, să mă mai clătesc eu pe mâini. Mhm. În ea. Crezi că ar fi o idee mai bună să ții tu de picioarele din spate și o să țin de față și cap? Nu știu cum dorești. Hai, să încercăm așa. Hai mâinile, Elena. Bun. Celelalte două eruțe, alungați-le alea de acolo. Care parcă-i pe bază de ceva petrol. Deja miroase. Da. Ne-a intrat și nouă un pic, pe obraz. Da, pentru că ciobanul știi cum face, are strunga groapa în pământ și le aruncă acolo. Și nu stă să se zbată animalul la el în mână. O bagi tu așa? O țin eu de cap? Da, hai. Ho, 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 ho. Bun. Du-te rapide la mine. Mai spălăm două ori sau păstăm un pic, ce zici tu? Stai în jumătate de oră așa să vezi cam ce se întâmplă. Să n-avem surprize, dar am un... Să mai repetăm, băierile. Nu știu. Am unul respectat prospectul, să se ajute, că e sigur. Pe cuminte, Loli. Te dau bombană pe băt, dacă ești cu mine. O băgăm pe spate? S-ar fi mai ușor să ții de cap? Nu, țin eu de cap greu. Și o țin de picioare. Tot greu e că nu-mi ajung mâinile, da. Poți? Da. Am usat-te acum, da. Vedem caprele. Ce-ai trumos? Treabă că sunt deja, ba. No, cum să le îmbăiezi altfel? Să linge! Hai să vă fac acest. Hai să prindem picioarele din spate și cum o băgăm așa o băgăm. Că n-ai, că tot ce e ajunge, stai seama și nu știu. Nu bine, hai. Măcar de nas o țin să nu e halele, știi? Stai să se prind cele două picioare din față. Așa nu-i, așa nu-i. Țin de nas să nu e halele. Și cum? Bago.
Lasă. Bun, facem o pauză acum, oricum. Da. Hai să mergem să ne spălăm un pic la fântână, ne clătim asta. Și până mergem noi ne mai uităm după țap, cum se prezintă. La momentul ăsta noi avem 14 capre, dintre care unul este țap, 4 sunt ieduțe de anul acesta, din 2024, 2 mai avem, pentru că una din păcate ne-a murit, 2 vătui din 2023 fătate, foarte frumoase, care nu sunt cu lapte, astea ce le-am enumerat, și mai avem 7 capre la mânt. Procedura pe care noi am aplicat-o pentru a ne reduce riscurile, eventuale riscuri, am băgat prima dată țapul, după aia am băgat toate ieduțele de cele 4 ieduțe și am băgat cele 2 vătui. Acum am stat un pic și ne-am uitat după țap comportamentul lui, el fiind primul. Ne uităm cum se comportă, vedem că se comportă normal. Animalele doar se scutură, că se simt încă ude, dar e astăzi o zi călduroasă și foarte bună pentru a îmbăia animalele. Totuși să ne asigurăm că nu ne moare niciuna dintre caprele care sunt cu lapte și sunt cele mai valoroase. Le-am lăsat la urmă și acum o să continuăm procedura și vom spăla, vom îmbăia cele 7 capre. Cam asta e treaba. Deocamdată nu a murit nimic. Sperăm să nici nu moară, că din ce am văzut la deazinul, la scurt timp după ce le-am băiat, au început caprele să arate semne de disconfort. Să umble dintr-o lătură în alta. Să clătească și să tremure și să baune și așa. Dar noi nu folosim diazinul de data asta. Dacă stați până la finalul videoului, o să vă spunem ce am folosit și care sunt concluziile noastre dacă ne moare vreun animal. Da, de Doamne fer să nu moară niciunul. L-am spălat și pe gruia și vioi pe aici, aproape că i s-a uscat blana. Așa că suntem nerăbdători și noi acum să terminăm cu cele 7 capre, să putem mere să facem repede o baie și să ne curățăm de toată această aventură care s-a numit Îmbăiatul Caprelor. La un moment dat ne-am temut că aceste capre ar avea râie. Numai că râia e un parazit foarte agresiv, din ce am înțeles noi, care se mișcă foarte rapid. Erau semne destul de pronunțate. Ce înseamnă pronunțate? Așa cât pui amprenta de la un deget pe gâtul caprelor. Mai ales la asta se vedea foarte bine. Însă i-a trecut înainte de a face noi această îmbăiere. Și nu știam exact ce fel de parazit, ce fel de mâncărimi, că aveau un pic de deranjamente și un pic de iritație. Ceva alergie de la mâncare să fi avut, în fine. Oricum trebuie făcută ceva tratament împotriva mușchilor și a căpușelor acum pe vară și dat fiind îngrijorările noastre cu privire la o eventuală râie la capre, ne bucurăm să vedem că se comportă normal, își ude încă, dar niciuna nu-i debusolată sau supărată sau nu știu cum. Da? Toate se comportă normal, așa că mergem mai departe să continuăm procedura cu caprele de lapte. Te speli tu acum, te faci curată, strălucitoare. Ia ce cu minte, nu mă o țin de bărbie și vine. Fără nicio bătălie, nu? Amui atunci! O bași tu? Da! Dar poți să ieși, amu. Hai afară! Vai, ce faină blană are pe gât! Așa-i lucește de fain! Capul, l-ai băgat? Zicea pe prospect să nu îmbăiem animalele rănite. Caprele nu-s rănite, dar eu am aici o julitură. De mine nu zicea nimic, așa că continuăm treaba. Vezi, amudii, ce s-o temută, ce să iasă. Stai să vezi și tu despre ce-a fost scandalul.
Nu se iese, dumă după ce ești ciudă. Hai, fără, tată. Degeaba că animalul e animal, face ce vrea el. Când ajunge brânza de capră în farfurie, zice omul: o, dar ce scumpă, ui! Dar cine vine să-l stropească cu toate soluțiile astea? Pe obraz și în ochi. Nu vine nimeni, că de-aia să lasă lumea de animale, nu, da? Care e boluntă, bolun. Mai am 3. Cu asta trebuie să vii să mă ajut, că e mare și grea. Bine. Capră de 2 ani. Fii atent, o toarcem cu roatele în sus. Vinge-o bine de picioare din spate. Du-te, dă-o, că stropește camera. Du-te de acolo. Du-te de acolo. Du-te de acolo. Gata. Eu sunt gata. Crezi că te stropește? Ne-i de acolo! Ne! Du-te acolo! Du-te la tale! Yep. No, trebuie să faci încheierea, că e gata bateria. Dragilor, ăsta e video de astăzi. Ne-am mudat de tot, și în ureci, și noi. Sigur nu o să se mai pună muștele nici pe noi de-am încolo. Spuneți-ne voi cu ce îmbăiați animalele. Spuneți-ne cu ce le tratați, pentru că dacă aveți animale, știți că trebuie tratate împotriva căpușelor vara. Noi am folosit foarte mult Butox Pur On, o soluție care se pune pe creștetul animalului. Dar de data asta se pare că a fost nevoie de altceva. Dragilor, astăzi e luni. Noi am îmbăiat caprele sâmbătă și până acum nu a murit nicio capră. Cred că din cauza îmbăiatului nu o să moară până la urmă nici una de data asta. Poate că un avantaj a fost că n-am folosit diazinol. Am folosit Zooactiv, un produs pe bază de din pilat și am respectat cu strictețe prospectul, ceea ce vă recomandăm și vouă când mai cumpărați produse veterinare. Respectați în primul rând prospectul, cantitățile, socotiți bine mililitri și așa mai departe și veți fi în siguranță. Dacă v-a plăcut acest video și întreaga noastră aventură cu îmbăiatul caprelor, avem nevoie de ajutorul vostru acum să ne dați un like, să ne dați o distribuire la acest video, că nu vă costă nimic. Și vă mulțumim pentru vizionare, îi salutăm pe toți urmăritorii noștri, pe toți abonații, pe toți membrii acestui canal care ne susțin lună de lună și vă mulțumim pentru tot suportul vostru, vă salutăm și ne vedem la următorul video. Vine de ploaie? Da, păi, ce mai contează?